În final, incendiul a fost stins în jurul orei 22 și 40 de minute. Pagubele produse de incendiu depășeau 1 milion de euro. A fost distrus acoperișul, turnurile, clopotele și șarpanta. La 2 ani de la incendiu, municipalitatea se laudă că a reușit în mare măsură să reabiliteze monumentul istoric. Peste 3 ani însă totul va fi ca nou. Lucrările au început chiar imediat după. Deja au trecut 2 ani. Ce s-a făcut și ce mai trebuie făcut? Din păcate, așa este, cum spuneți dumneavoastră, se împlinesc 2 ani de la tragicul eveniment din 11 iunie 2008, când a luat foc turnul bisericii și nava bisericii. Ați putut observa lucrările care s-au făcut deja în cursul anului 2009. Este vorba de aducerea la nivel a navei bisericii, acoperirea cu țiglă nouă a navei bisericii, acoperirea turnului și avem și clopotele montate, avem și ceasul venit care încă nu l-am montat, urmează ca în cursul acestui an, pentru că avem bani alocați pentru reabilitarea nivelului unde vin montate ceasurile și până nu coborăm cu reparația turnului sub nivelul cadranului ceasurilor, nu pot fi montate aceste ceasuri, pentru că ar deranja la lucrările care urmează să se efectueze în continuare în acest an. Vremea e foarte prielnică de lucru, mai ales în perioada aceasta. Acum, ce se lucrează? Se vede că totuși se lucrează, se aud zgomote de acolo. Se lucrează la reabilitare, la zona respectivă, zona balconului. Se lucrează în zona respectivă, vrem să coborâm în acest an sub nivelul balconului. Deci se lucrează, vremea este prielnică, într-adevăr. Din păcate, este o muncă migălosă, impune multă responsabilitate. Știți destul de bine că sunt bolovani întregi care se mișcă cu totul în zidurile bisericii. S-a întâmplat un fenomen nedorit atunci, oricum nedorit era și incendiu, dar s-a întâmplat ca să apară anumite transformări ale pietrelor care sunt prinse în zidurile turnului acolo, trebuie să lucrează la reconsolidarea lor și la fixarea lor cum trebuie, pentru că se mișcă în zid. Câți bani au fost alocați? Câți bani au intrat deja? În acest an avem cuprinși 10 miliarde de la primărie pentru această lucrare de care făceam vorbire. Anul trecut tot o sumă similară, au fost și banii la Teledon veniți, banii din donație, știți destul de bine clopotele și ceasurile donate de Asociația Șașilor din Germania. S-a lucrat cu multă responsabilitate, nu credea nimeni că la finalul anului 2009 turnul bisericii și nava bisericii va fi sub acoperiș. Noi, din punctul ăsta de vedere, ca administrație publică locală, suntem mulțumiți că am ajuns la stadiul acesta, un prim stadiu, aș putea să spun, ca să nu mai ploie pe interior, să se poată lucra și vara și iarna în condiții cât mai optime acolo, ca să, într-un timp destul de scurt, să zic eu, 2013, să ajungem la finalizare cu aceste lucrări. Din păcate, tot ce se lucrează ține de bani. Sunt bani, merg lucrările mai departe, nu sunt bani, stau lucrările. Preotul Bisericii Evanghelice, Johann Dieter Kraus, și acum suspină când își amintește cele întâmplate. Mi-aduc aminte practic fiecare clipă. Mi-aduc aminte că exact cu 2 ani în urmă a început o slujbă în biserică. Aveam ședința pastorală a districtului Sighișoarei. Eram strânși cu toți preoții din district aici, am participat la o slujbă, au tras clopotele, după care ne-am derulat ședința și apoi am încheiat întâlnirea cu un prânz la terasa cramei vechi. Și când unii încă erau pe drum, când vestea incendiului s-a răspândit. Dumneavoastră, ca preot paroh, ce a simțit în acel moment? În primul moment, când am sosit în piață, deci în primul moment când am fost anunțat că arde schela turnului, am zis asta trebuie să fie o glumă proastă, dar ieșind din clădirea în care mă aflam în momentul respectiv, am văzut flăcările și atunci mi-am dat seama că e cruntul adevăr. Am venit în piață și stând în piață mă uitam în sus și mă întrebam ce se întâmplă cu mine acum. Ce a însemnat pentru comunitatea în acest lucru? Pentru comunitatea evanghelică a fost în primul rând sau la prima vedere, să zicem, sfârșitul oricăror speranțe de mai bine. Pentru că își vedeau în flăcări până și
ultimul lucru pe care îl mai aveau și cu care se identificau, Biserica Evanghelică. Cum au trecut cei doi ani? Pentru mine? Au fost 2 ani foarte zbuciumați. 2 ani în care am oscilat mereu între nădejde, împlinire, dar și deznădejde și disperare. Din prima clipă am simțit o foarte puternică solidaritate din toate părțile, pot să spun. Încă ardea biserica și mi-erau aproape niște oameni foarte însuflețiți, foarte inimoși și care m-au asigurat că nu voi fi singur. Și pot să spun că acest sentiment de singurătate nu l-am cunoscut în această perioadă. A fost o foarte bună colaborare, atât pe plan local, cât și pe plan național, dar și dincolo de granițe am experimentat foarte multă solidaritate, foarte multă înțelegere și disponibilitate de ajutor. Îmi doresc să, așa cum am trăit anul trecut Sfințirea Clopotelor, să trăiesc și să fiu activ și la Sfințirea Bisericii după încheierea reabilitării ei. Și ce le doresc bistrițenilor? Bistrițenilor le doresc să recapete intactă inima orașului. Urmează acum informația din sport. Gloria Bistrița se va reuni luni 14 iunie, începând cu orele 17 pe stadionul municipal Gloria pentru noul sezon competițional, ce va începe pe data de 24 iulie. Cu conducerea lui Laurențiu Reghecamp, noul manager al bistrițenilor și al directorului tehnic Remus Vlad, jucătorii vor face primul antrenament de acomodare. Mulți dintre jucătorii care au evoluat în campionatul trecut nu se vor mai regăsi. În schimb, se anunță un val de fotbaliști sud-americani ce vor da teste la Gloria și vor fi aduși de impresarul Ana Maria Prodan. Vizita medicală o vor efectua la Spitalul Județean în zilele de 14, 15 și 16 iunie. În zilele următoare, după reunire, se va stabili și cantonamentul unde vor pleca fotbaliștii. Cel mai probabil, țara de destinație va fi Austria, unde vor susține și meciuri de pregătire. Vă invit să urmăriți rubrica Meteo. Vremea se menține călduroasă, cerul va fi variabil mai mult senin noaptea și dimineața. Izolat în zona de munte, în cursul după amiezii și al serii, vor cădea ploi cu caracter de aversă, însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius, iar cele maxime între 31 și 34 de grade Celsius. Izolat, indicele de confort termic ITU poate atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Thank you.